găsit prietenii. 20 de ani împlinește în acest an Fundația Peniel și vă invită la o sărbătoare pe măsură care va avea loc la Cluj-Napoca în 1 și 2 mai la Sala Sporturilor. Nu-i chiar toată lumea invitată la această sărbătoare, sunt invitați doar cei care se simt tineri. Pentru că de tineri s-a ocupat timp de 20 de ani Fundația Peniel și a organizat în România 34 de tabere, 18 conferințe naționale, 17 conferințe de instruire a liderilor și a voluntarilor Peniel, 14 conferințe regionale, 9 conferințe pentru familii tinere și 5 conferințe de apologetică. E un rezumat, dincolo de care se ascund multe alte lucruri frumoase, pline de viață, despre care ne va povesti în această întâlnire șeful Peniel, Olio Niga. Ce este dincolo de aceste numere seci, Oli, și cum a pornit povestea aceasta despre și pentru tineri? Mai întâi mulțumesc pentru ocazia ce mi-a dat să pot să vorbesc despre Peniel. Și la mulți ani, apropo, dacă tu ne mulțumesc. Mulțumești, noi îți urăm. Mulțumesc. Da, în spatele acestor multe evenimente a însemnat multe, multe ore de muncă, de efort, dar și de multă bucurie, multă bucurie. Și probabil că și multe momente grele. Hai să punem cărțile pe față. Ele vin la pachet, vin la pachet, pentru că e inevitabil atunci când muncești să nu și transpiri, să nu suferi, numai că bucuria rezultatului estompează orice sudoare și durere. Dar tu ai avut înțelepciunea asta de la început, să știi că vei avea momente dificile în ceea ce ți-ai propus să faci? Nu am știut deloc ce o să urmeze pe Peniel. În 1995, când a început, eram niște tineri, aveam 21 de ani, nu mai fusesem niciodată într-o tabără creștină de tineret și iată-mă acum în calitate de organizator principal. A trebuit să învățăm an de an cum se face o tabără, să dezvoltăm treburile organizatorice, să înșghebăm o echipă de voluntari și așa tot am învățat. La imens. 21 de ani a fost prima tabără pe care ai organizat-o? Da. Aha. Și de prima ce? Mea tabără într-o conferință, într-o tabără. Prima ta acțiune ca organizator de tabără? La 21 de ani mergeam în prima tabără creștină vreodată. Ca participant? Ca participant, pentru că în urmă cu mulți ani, în 1995, ideea de tabără creștină în zona noastră, a Bistriței, de unde mă trag, era considerată nepotrivită, păcat aproape de către unii frați. În vremea aceea, după Revoluție... Nici nu îmi răsnesc să întreb, de ce? Spun acum, pentru că în vremea aceea, după Revoluție, nu era la modă să mergem într-o tabără creștină. Bun, dar de ce ar fi fost creștină? Rău dacă nu era la modă, am înțeles. Păi era rău fiindcă era un pic de distracție, în aer liber, iar credincioșii în vremea aceea însemna să te duci numai la biserică, să te rogi non-stop și mai puțină distracție pentru tineri. Orice gen de plăcere era văzut ca fiind firească, nu de ajutor pentru trup sau pentru suflet. Măcar că era clar că scopul nostru era să mergem acolo, să ne întâlnim sufletește mai întâi și apoi să ne și recreăm. Și în poate să vă și împrieteniți, să legați niște relații care sunt importante. Da. Așa a fost în zona noastră creștinătatea mai închisă. Haideți să nu generalizăm, n-a fost în România. A zice în zona noastră, ca să nu spun că a fost aproape peste tot. Dar cei care au trăit în 95 știu foarte bine care era contextul sociocultural din acea vreme. Așa că, mergând acolo în 1995, prima tabără, a trebuit să stabilim înainte ce facem timp de o săptămână, că era o tabără de o săptămână întreagă. Dar cum ai avut, pentru că astfel era privită o tabără cu caracter creștin, cum ai avut curajul să vrei să faci una? Tot a pornit la o trezire spirituală pe care tinerii din biserica noastră au avut-o în 1994. Au fost atât de angajați în rugăciune și înflăcărați după Dumnezeu, încât Dumnezeu a cercetat într-un mod special tinerii. Mulți dintre ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt și flacăra aceea se răspândea la nivel de biserică. Eu, foarte entuziasmat, pe vremea aceea eram student la București la o școală teologică, am spus în capela institutului ce s-a întâmplat la Bistrița. Și cumva colegii mei din țară au spus, domnule, e interesant, cum am putea să primim și noi binecuvântarea asta care ați primit-o voi? Și am spus, domnule, Dumnezeu e peste tot la fel. Dar cred într-un principiu că atunci când un crăbun stins se pune lângă unul aprins, e șansa ca cel stins să se aprindă. Așa că veniți la Bistrița. În acel an, în 94, doamna respectivă, un coleg de-al meu, George Găvruș, care se afla la Satu Mare, a zis, tinerii noștri sunt tăciuni stinși. Am vrea să venim la Bistrița. Am putea să venim? Și a spus, cu drag, veniți într-un weekend.
Pe vremea aceea nu erau mașini. Trebuia să vii 7 ore de la satul mare până la Bistrița să schimbi vreo 2 garnituri de tren. Și am spus să venim doar pentru un weekend la Bistrița, e prea mare efortul. N-am putea sta 1 săptămână. Păi zi, măi, să vă ținem în casă 1 săptămână e cam mult. Și am zis, da, nu, nu în casă, undeva la Iarbă Verde, nu puteți acupa. A, e grozav, în Munții Bărgăului este zona Colibința. Un lac foarte frumos. Dom'le, e chiar grozav. Veniți acolo cu corturile. Și așa s-a născut ideea unei tabere creștine. Ah, deci duș așa, de val. Val de val. Noi n-am știut ce o să devină Penielul în urmă cu 20 de ani. Mai degrabă ne-am simțit aruncați într-o apă în care a trebuit să învățăm să notăm. Dumnezeu, cred că în marea lui înțelepciune, nici măcar nu descoperă un plan mare pentru tine, pentru că nu l-ai putea purta, te-ar împovăra ideea în sine. Așa că a ales să ne ascundă nouă ce va deveni. Și să vă lase entuziasmul. Să ne lase entuziasmul și poate naivitatea de copil, tânăr, adult, să zic așa, și să ne băgăm într-o chestie pe care nu o bănuiam, nu știam ce va fi. Cum a fost prima tabără? Păi a fost... Adevărul și numai adevărul, o experiență inedită. Mai întâi mi-am dat seama că cu toată strategia noastră, că ne-am gândit serios ce facem timp de săptămână, cineva cânta, cineva predica, totuși e vorba de 7 zile. Ce facem acolo? Eram prea tineri studenți la teologie ca să putem predica non-stop, că nu aveam ce predica, eram prea naivi și prea puțin cunoscători. Dar am chemat niște predicatori străini în vremea aceea în România, erau niște misionari americani la București. Am încercat să chemăm și câțiva păstori români, dar mai toți ne-au refuzat pe ideea că nu se face tabără în zona noastră și că dacă vrem să ne pocăim să stăm în bisericile noastre, nu... 7 zile, așa. Sau nu, fiecare la biserica lui. Am găsit însă sprijinul unui pastor baptist, fratele Nicolae Mânzat din Bistrița, el a fost singurul pastor român care ne-a încurajat încă din 1995. Dar ce ne-a scăpat nouă a fost, spre exemplu, să ne dăm seama că după o zi, două, nu ne-am gândit la o toaletă. Atât de banal. Da. Eram prea preocupați de alte chestiuni încât am uitat de asta, decât după ce am stat puțin acolo și am zis, e o problemă serioasă. Și repede, văzând cum fac indienii iglurile lor în care locuiesc, am tăiat niște crengi de copac, le-am așezat în formă de iglu, am săpat o groapă în mijloc și acolo... Iată, problema rezolvată. Și au rezolvat situația. Asta a fost o chestiune, spre exemplu, care nu ne-am gândit și ne-a luat prin surprindere. Dar erați în sfere prea înalte, nu? Da. Nici, e drept, nici n-au fost așa de mulți tineri de la început, au fost doar vreo 80 de persoane. În prima tabără, venind, repet, tineri de la Cluj, de la Satul Mare, pardon, și de la Bistrița și câțiva din Beclian. Atmosfera de acolo a fost una exact de tabără de corturi. N-aveam niciun alt cort la mijloc, ne-am adunat în mijloc între cele corturile noastre așezate, în cerc. Am cântat acolo, ne-am rugat, am ascultat predici extraordinare. Eu cu George Găfruș am fost traducătorii sau interpreții predicatorilor americani. Iar ce ne-a uimit pe noi este că noi nu eram obișnuiți în vremea aceea să fim provocați imediat ca la finalul mesajului biblic să luăm o decizie clară pentru Hristos. Sau să răspundem într-un fel la acel mesaj provocator. Pe când acolo în tabără, stilul predicatorilor străini a fost ca după fiecare mesaj să dea șansa tinerilor să răspundă imediat la acea chemare a lui Dumnezeu. În mod concret. A fost ciudat pentru noi pentru că nu mai văzusem așa ceva, dar uimitor să vedem rezultatul imediat. Adică atunci când Dumnezeu lucra și vorbea prin cuvântul Său și Duhul Sfânt lucra la inimile participanților, n-au așteptat prea mult să fie invitați ca să ia o hotărâre pentru Hristos și imediat i-am văzut, venind în față, punându-se pe genunchi, pe iarba verde, sub cerul liber și acolo o rugăciune extraordinară, de înflăcărată, încât parcă acum îmi imaginez acel grup și acum, după 20 de ani, pot să văd anumite fețe cunoscute, rugându-se în fața lui Dumnezeu cu lacrimi, cum eu n-am mai văzut în biserica din care proveneam. Deci a meritat până la urmă, fie acele, și numai pentru acel moment. Acele experiențe au fost motorul Penielului, de altfel și cuvântul Peniel, pentru aceia care nu știu, înseamnă fața lui Dumnezeu. E un cuvânt ebraic, se găsește în Sfânta Scriptură în Geneza 32, cu acel prilej în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu. Iacov era un fel de nepot de Dumnezeu, mai șmecher, încerca să-și aranjeze singur viața, însă acea întâlnire radicală cu un Dumnezeu îi schimbă și viața într-un mod radical. Iacov devine Israel, el își dă seama că a stat de vorbă cu însuși Dumnezeu, cu un înger pe care el credea că este doar un înger al Domnului,
Dumnezeu lovește și îl schirodește cu acea întâlnire, a loc o luptă adevărată între el și Dumnezeu, din care bineînțeles că Dumnezeu câștigă, dar câștigă și Iacob. Uimitor este că la urma acele lupte, Dumnezeu îl declară pe Iacob câștigător. Spune, ai câștigat, ai luptat cu îngeri și cu oameni și ai câștigat după ce el era trântit la podea. Care a fost câștigul în final? Un om trântit la pământ, recunoscând că Dumnezeu e suveran în viața lui, e de altfel un câștigător. Și așa a devenit Israel, i s-a schimbat caracterul, i s-a schimbat numele și Iacob spune, locul acesta e sfânt. M-am întâlnit cu Dumnezeu, am văzut fața lui Dumnezeu și n-am murit. În urmare, vreau ca locul acesta să se numească Peniel, fața lui Dumnezeu. Ei, noi preluând acea experiență a lui Iacov, am spus, am vrea și noi ca aceste tabere să devină un fel de loc în care tinerii să vadă fața Domnului, chiar dacă pleacă acasă schilodiți, dar transformați. Și din fețele acelea pe care ți le amintești în rugăciune, în prima tabără, ce mai știi? Păi sunt mulți alții care acum, spre exemplu, sunt lideri de biserică. A, mulți dintre aceia? Mulți. Mă rog, unii dintre aceia. O parte dintre aceia sunt lideri de biserică, sunt angajați în lucrări de închinare, sunt unor biserici. Deci n-a fost un entuziasm de moment, a fost ceva care a durat. Nu, bine, întotdeauna la tine, sigur, un, a fost... există întotdeauna și partea aceasta sentimentală a unor tineri care pe moment se simt foarte euforici, după care uită. Pentru că și Biblia ne spune despre acele patru terenuri în care se aruncă sămânța lui Dumnezeu, dar doar unul rodește. Deci și la tabere sau la conferințele Peniel de mai târziu, ca și orice întâlnire creștină, în orice biserică, evanghelică sau tradițională, sunt cele patru terenuri. Și ești dezamăgit? Nu sunt dezamăgit, pentru că treaba mea este nu să pocăiesc pe oameni, ci să le predic Evanghelia. Transformarea vieții o face Duhul Sfânt. Iar eu sunt într-un parteneriat cu Dumnezeu. Eu predic ce îmi spune El să predic, lăsând lucrarea de transformare și de mântuire pe seama Lui. Așa că nu vreau să număr mâinile ridicate în urma unui apel la pocăință. Nu sunt naiv să cred că toți aceia care au ieșit în față vor și rămâne statornici pe calea Domnului. Dar vreau ca să-mi fac datoria și la fiecare întâlnire pe el, fie că vorba de tabără sau de conferință, să dau șansa omului să răspundă imediat la masa întinsă pe care am pus-o. Noi suntem aici într-un restaurant. Dacă ar veni chelnerul și mi-ar spune ce bunătăți mari există în bucătărie, după care ar spune la revedere, am fi dezamăgit, nu-i așa? Am fi bucuroși dacă după ce ne expune toată suită de mâncăruri care e așa, ne-ar spune, poftiți și gustați acum. Și ne-am gustat și ne-am bucurat, nu? E tot așa, e și cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ne spune de altfel, gusta și vedeți ce bun este Domnul. Ne îndeamnă să gustăm. Ei, predicatorii cred că ar trebui să își schimbe și stilul de predicare, în sensul în care după ce predică, expun, întind masa în fața oamenilor, să spună, veniți și gustați! Veniți și gustați! Ei, noi asta facem la Peniel. După fiecare tabără, după fiecare predică la tabără sau predică la conferință, în general, dăm șansa omului imediat, vino și gustă. Noi doar întindem masa. E masa lui Dumnezeu, gustă din ea și vezi dacă nu te vei transforma. Bun, și ce faci cu oamenii care trăiesc în asemenea moment și după aceea tu nu mai poți să rămâi în legătură cu ei? Ce se întâmplă cu ei? Încercăm pe cât putem să păstrăm legătura cu ei, dar avem și noi limitări. Mai ales că vin oameni din mai multe locuri din țară. Așa este. De aceea, prin chestiuni ce țin de organizare, încercăm să le purtăm de grijă cum anume. În primul rând că le oferim un program de ucenicie pe care poți să-l urmezi și de la distanță. Există pentru cei interesați, intră pe internet, caută Global University România sau ICI România și acolo vor vedea o serie de 18 manuale de studiu pe care orice om, indiferent de biserica din care provine, poate să comande. Nu e dintr-o biserică. Sau nu e dintr-o biserică și în mod individual, că e curs prin corespondență, urmând acele manuale, poate să se zidească pe calea Domnului. Bun, asta e una, dar ești tot singur, tot pe cont propriu, ai nevoie de relații. În al doilea, avem tot în chestiunea de organizare, vorbeam de voluntari locali sau din țară pe care încercăm să-i mobilizăm pentru aceste evenimente. Voluntari care vor avea obligația ca în momentul în care omul tânăr vrea să aibă experiență cu Dumnezeu și este acolo în față și vrea să primească rugăciune din partea noastră, voluntarii noștri imediat merg la el, iau un număr de contact sau e-mail și așa și păstrează legătura cu el.
într-un fel de sfătuire și consiliere de la distanță, îmbărbătare spirituală de la distanță. Dacă sunt din acel oraș, bineînțeles că acești voluntari locali se vor întâlni cu aceștia și îi vor invita în bisericile din care provin. Da. Dar încercăm pe cât putem. Suntem totuși limitați pentru că noi nu suntem o biserică. Fundația PNN este o biserică. Lucrăm în colaborare cu bisericile, așa că în măsura în care acele biserici locale ne oferă voluntari, ele, acele biserici locale, vor avea de câștigat. Da. Noi doar avem sarcina să motivăm la... Să treziți, să prindeți focul, cum ai spus tu, focul, la început. Exact. Să mobilizăm mulți voluntari locali care să preia după aceea oameni interesați de multă cunoaștere. Iar dacă nu, avem și un site pe care oamenii pot să intre, este o adresă publică de internet. Noi cu tot ce putem ajutăm și ulterior prin internet, că acum, iată, internetul este o bună unealtă de corespondență. Peniel nu este o biserică, ai spus. Ce este Peniel? Pentru că de atunci, din 1995, s-a îmbogățit, s-a dezvoltat, s-a specializat. Da. Penielul, cum spuneam la început, a fost o singură tabără. La insistențele tinerilor care au fost marcați de Dumnezeu la Peniel, la tabără, a trebuit să facem și următorul an. Nu știam câți ani va merge, însă aceste experiențe de la an la an ne-au motivat să mai facem o tabără. Insistențele tinerilor și apoi insistențele părinților. Bine, orice părinte care își iubește copilul, când vede o schimbare în copilul sau adolescent care devine gata interesat, zice, domnule, mai fă ceva, că îi prinde bine, mai fă ceva pentru el. Dar după aceea am spus, domnule, trebuie să facem și altceva, pentru că e prea puțin odată pe an să ne vedem cu acești tineri. Iar tinerii ne-au rugat, faceți ceva intermediar. Și dacă în 1998 am organizat o primă, în 1997, o primă conferință intermediară, o conferință de primăvară, prima a fost la Satu Mare, că acum am mers noi la Săd Măreni în 1997, în 1998 a fost la Bistrița și în 1999 o conferință la Cluj, între cele două localități, Bistrița și Satu Mare. Și așa aceste conferințe de iarnă s-au transformat cu timpul în conferințe naționale. Mai apoi am spus tinerii, domnule, aceste mega conferințe care au adunat deja 3-4 mii de tineri chiar, au devenit prea mari și prea, poate, impersonale pentru tânărul care vine dintr-o bisericuță mică. Și au zis, faceți ceva și pentru zona noastră. Așa că mai târziu, prin 99, am început să facem conferințe și zonale. De toamnă, conferințe de toamnă. Și mergem acolo, sunt unei bisericuțe mai mici, invitam zona respectivă și așa ne-am reapropiat și de biserica locală. Poate nu a fost în 90, nu mai țin minte exact când au început aceste conferințe zonale de toamnă. Mai apoi, tinerii noștri au început să se însoare, pentru că au crescut, s-au întâlnit la tabere și la conferințe și ne-am simțit aproape obligați, ca în urmă cu 11 ani sau 12 ani, să începem conferințe de pregătire și de consiliere, de sfătuire, de întâlnire a familiilor tinere. Iar cum ați descoperit un alt orizont. Exact, care în mare parte s-au întâlnit la Peniel, dar acum aveau nevoie și de părtășie în grup mai restrâns. Și aceste conferințe tot de toamnă, în septembrie. De familie. De familie, două zile, se adună familiștii care au până la 10 ani de căsătorie. Le-am redus la maxim 25 de cupluri. Tu erai deja căsătorit? Eram deja căsătorit. Și tu însuți. Eu însuși mi-am întâlnit soția la Peniel, așa că s-a meritat și din acest punct de vedere să facem tabere. Pentru tine cu siguranță. Da, iar și colegul meu, George Găvruș, tot la Peniel și-a găsit soția. Așa că iată, s-a meritat până la urmă. Dar mai apoi, cu timpul, văzând trendurile și provocările participanților în România, adică și așteptările asupra generației tinere în România și așteptările lor. Am venit cu un nou produs, să zic în termen laici, un nou proiect, și anume de conferințe de apologetică. Ele au fost amintite la început. Acestea am zis să fie dedicate studenților care au trecut de etapa în care vreau un reper în viață, adolescența creează o anumită instabilitate, dar e perioada și când sufletul lor este extrem de deschis pentru orice, fie bun, fie rău. Și atunci, când Dumnezeu atinge la adolescență, cei mai mulți dintre tinerii români și ori de unde și din lume se întorc la Hristos înainte de 20 de ani.
Dar după 20 de ani... De unde statisticile astea? Încercați în orice biserică evanghelică și din țară și străinătate. Întrebați public câți dintre voi v-ați întors la Domnul înainte de 20 de ani. În proporție de 90% vor ridica oamenii mâna că înainte de 20 de ani și-au pus viața în rânduială. Pentru că atunci așa aleg repere în viață. Fie... Ei, vorba vine, o pui în rânduială, pentru că vin încercări, vin devieri, vin de aceea, diverse. De aceea venim cu această ulterioară dezvoltare de proiect, și anume, după 20 de ani mergeam la școli, la facultăți, în care credința lor putea să fie pusă la încercare. Rânduiala asta să se strice. Exact. Fie de către profesori, unii atei, fie informații anti, pur și simplu care îți par din, sigur. Sau chiar și discuțiile dintre ei. Așa că am spus, e important să venim cu argumente logice. În favoarea credinței creștine, da. Exact. Pentru că, pentru aceia care nu știu, credința creștină nu este naivitate. Credința nu înseamnă naivitate. Nu înseamnă să nu gândești. Nu știi nimic. Ba din contră, credința creștină are multe argumente, chiar mai multe decât le are teoriile. Un ateu. E chiar o carte faimoasă, tradusă și în limba română, că ai nevoie de mai multă credință să fii ateu decât să fii creștin. Pentru că atât de puține argumente, prin comparație, are un ateu, un creștin, încât lui trebuie credință mai mare, da. Să nu crede în Dumnezeu decât mie ca să crede în Dumnezeu. Și de ce ați deschis și conferințele de apologetică și aveți și proiecte sociale. Da, sociale. Bine, asta iarăși pentru că ne-am dat seama că de multe ori credința noastră este una teoretică. Chiar și a evanghelicilor. Noi ne multe lungăm, ai descoperit, Oli, de-a lungul timpului. Păi, iată că mi-a crescut și mie părul alb, sper un simbol al înțelepciunii. Dar și idei coase. Și de ce ați intrat în social? Credința trebuie să fie cu fapte. Biblia zice credința fără fapte este moartă. Prin urmare, și predicarea noastră trebuie să fie însoțită de fapte. Și care sunt? Nu doar de fapte de trăire zilnică în ascultare de Hristos, ci și printr-o implicare socială. Adică te uiți în jur și vezi oameni săraci. Dacă doar le predici Evanghelia și spui Domnul să te binecuvinteze, n-ai făcut mare lucru, pentru că omul acela va rămâne cu burta goală. Așa că dacă vrei să-l atingi și să-l ajuți la o transformare reală a vieții, să simtă că tu ești mâna lui Hristos care își odinde către el în mod practic, atunci... Adică pe toate planurile. Da. Și ce proiecte ați spus? Așa am dezvoltat de-a lungul anilor multe proiecte sociale. Ne-am implicat, spre exemplu, într-un an, chiar am renunțat la o tabără, pentru că între timp taberișii s-au înmulțit și am făcut două tabere pe vară, în iulie și august, una în Ardeal și una în sudul României. Am renunțat la o tabără când a fost cu inundațiile zona Moldovei. Și am mers într-o zonă la Gura Humorului, într-o zonă în care erau fel de case umplute cu nămol. Nu erau credincioși evanghelici. Am mers la oameni necăjiți. Și cu tinerii din credincioși din țară am organizat echipe care au mers acolo și au ajutat la a scoate nămolul din apă din casele oamenilor, să-i ajutăm să aibă un pic de speranță. Apoi ne-am implicat în proiectul de amenajare unor locuri publice, în parcuri. Ogna Mureș, proiect în care au venit tineri acolo și au vopsit podul respectiv, mai ales că era într-o perioadă când tocmai se năruise centrul orașului Ogna Mureș cu acel magazin central acolo și oamenii erau tare dezolați. Domnule, în orașul nostru nimic nu se întâmplă bun, parcul nostru i-a mărât, i-a de capul lui. Și atunci tinerii creștini au venit împreună și au adus speranță oamenilor din Ogna Mureș. Lucru practic. Apoi, bineînțeles, ne-am implicat în financiar, în susținerea unor proiecte care nu aparțineau de noi, diverse. Am susținut, spre exemplu, organizații care se ocupă cu recuperarea femeilor traficate. Există o organizație la Ploiești, Iana Matei, care de ani de zile se ocupă de traficul de persoane în sensul recuperării femeilor traficate și bineînțeles că are nevoie de bani. Am investit bani în proiectul acela. Apoi în mass media, chiar am susținut proiecte și de radio și de televiziune creștină, pentru că ne credem în aceste proiecte de media. Iată, suntem la o televiziune, deci e important pentru cei care urmăresc Credo TV să gândească și la acest aspect. E important dacă vor să beneficieze de cuvântul lui, e bine să-și investească financiar. Apoi ne-am implicat în proiecte administrate de primăriile orașelor. Fiecare primărie orașenească are un centru de zi pentru oamenii străzi. Bun. Și atunci am spus, uite, putem face și noi ceva.
Și anume să rugăm pe participanții la, la conferință să vină cu două, trei perechi de șosete suplimentare și cu un prosop pe care să-l doneze acestor oameni păstuiți. Pentru noi sunt lucruri, domnule, utile și obișnuite, cine nu mai are șosete și prosop în casă. Dar pentru oamenii aceia, deseori desculți, contează. O șosetă contează. Dar proiectele astea sunt ocazionale? S-au consumat? S-au încheiat? Ele sunt la fiecare eveniment conferință pe nivel național. Provocăm pe oameni să se implice în aceste proiecte sociale, chiar și și depinde de răspunsul oamenilor. De răspunsul lor. Da. Hai să vedem anul acesta, pentru că nu mai avem mult timp, da, cum sărbătorim 20 de ani de tot ceea ce ai spus tu până acum. Anul acesta revenim la Cluj, la Cluj-Napoca, fiindcă este capitala europeană a tineretului. Așa. Da. Dar și pentru că revenim după 10 ani în orașul Cluj. Am mai fost și în 2008, în 1999, pardon, prima dată, apoi în 2005, la sala sporturilor și acum, iată, în 2015, tot la sala sporturilor. La sala sporturilor revenim. Și ce facem în 1 și în 2 mai? Am vrea ca pe 1-2 mai, cu acest prilej în care sărbătorim și 20 de ani de peniel, să sărbătorim pe Hristos. Am și pus titlul acestei conferințe sărbătorire, sau fiindcă se vorbește în engleză acum în Clujul, fiind capitala europeană, da. Am pus un titlu englezesc, Celebrate, adică celebrare, dar și cu un imperativ, sărbătorește. Celebrate poate să fie traduse și sărbătoare, da, și sărbătorire, și tu sărbătorește. De aceea am ales cuvântul acesta, care poate să fie interpretat diferit. Eu ne îndemn la a sărbători. Iarăși un lucru poate mai puțin obișnuit la creștinii evanghelici, care pentru ei sărbătoarea înseamnă a plânge înaintea Domnului la diverse evenimente și mai puțin în exuberanță, bucurie. În ideea că te cercetezi, ești mai aproape de Dumnezeu fiind că te cercetezi. E un mod românesc de a sărbători, mă refer la biserică, în zona bisericească. Și influența bisericii ortodoxe, care nu merge pe ideea de sărbătoare exuberantă cu strigăte de bucurie. Și tocmai asta vreți voi să aduceți? Eu aș vrea să propun tinerilor să se bucure cum scrie în Scriptură. Biblia zice, bucurați-vă, scoateți strigăte de bucurie, bateți din palme toate popoarele. De ce să se bucure oamenii doar la fotbal sau doar la spectacole de amuzament? Hristos este cel mai bun motiv pentru sărbătoarea noastră. Iar la Cluj aș vrea să-L invocăm pe Hristos și să-L sărbătorim în cinstea Lui. De aceea, în cele două zile de conferință, am și împărțit această temă largă a sărbătoririi în patru seminarii principale. Și în prima întâlnire publică, în primul seminar de vineri pe 1 mai de la ora 11, vrem să sărbătorim pe Iisus. Așa se este tema conferinței, sărbătorește-L pe Iisus. Nu o să pot să intri în detalii, da, îmi pare rău că nu mai avem timp. Okay. Pune-ne restul și vorbitorii, da, și muzica. Despre sărbătorește-L pe Iisus și despre sărbătoarea cu Hristos în general vor vorbi următorii oameni. Ionuț Benia, un clujean, Ștefan Coman, un bucureștean, amândoi sub 30 de ani, pentru că vrem să angajăm noua generație în predicarea Evangheliei. De asemenea, va veni un român mutat în Republica Moldova, Doru Cârdei, care este și secretarul general al Culturii Pentecostal din Republica Moldova, asta pentru vineri seara. Sâmbătă dimineața, pe 2 mai, va fi o sărbătoare în care vom comemora ce a făcut Dumnezeu în noi, prin noi, pentru noi, prin peniel, da, de sărbătoarea familiei. Iar sâmbătă după amiaza, o seară deschisă tuturor clujenilor, nu doar tinerilor, care vor să cunoască mai multe despre Dumnezeu, vom sărbători mântuirea prin Hristos. Aha. Am vrea să fie o seară specială de evanghelizare. Deci pentru toată lumea, pentru că toată eu am lumea. Insistat asupra subiectului ăsta, da, că e despre tinerețe. E pentru tineri în general, dar și pentru aceia care se simt tineri. Iar ultima seară va fi o seară specială dedicată evanghelizării tinerilor, dar orice om e binevenit. Pentru că nu este Evanghelie pentru tineri și Evanghelie pentru cel bătrân, este o singură Evanghelie, doar că abordarea poate să fie tinerească. Însă, sâmbătă, pe 2 mai, de la ora 5, invităm toți clujenii și cei care ne urmăresc chiar din țară, dacă vor să vină până la Cluj, de la ora 5, oricine este binevenit, intrarea este liberă, să audă un concert de închinare pe care grupul Corul Zorilor de la Biserica Pentecostală din Cluj, un cor de tineret, peste 100 de tineri, plin de viață, va intona imnuri de bucurie în cinstea Mântuitorului. Doar ei sunt... Doar ei, în ultima seară, și predicarea Evangheliei o va face fratele
Gabi Zădrian, un deja evanghelist destul de cunoscut în mediul evanghelic. Eu cred că cea mare bucurie, nu doar pentru pământeni, mai ales că avem și Scriptura care ne asigură aceasta, că cerul se bucură când un păcătos se întoarce. Eu cred că la această conferință vom vedea cerul în sărbătoare, pământul în sărbătoare, va fi o sărbătoare în cinstea Mântuitorului, pentru că asta ne vrea el bucuroși. Și eu cred că evanghelicii și credincioșii care au pe Iisus în inimă trebuie să fie extrem de bucuroși. Și să fie contagioasă asta. Și bucuria să se transmită, categoric. Mulțumim, Oli. Cu mare bucurie. Și la mulți ani. Mulțumim. La fel și vouă.